Că până la urmă, ești tot dragi în pula mea, canale de 10, 10 oameni, 20 de oameni pe live, fac 50-100 de euro, 300 de euro donați. Facem live-uri de 200-200 și ceva de persoane, donează cineva, 10 euro, ați luat o rază. Băgăm pe bonuri de masă, pe ce credeți că băgăm pe bonuri de... Rog toți oamenii care mă apreciază, care mă iubesc, care mă urmăresc și care mă susțin, din amărăciunea voastră, donați 2 euro din când în când lui SpongeBobby, că dacă nu ăla vorbește la ora 3 noaptea de mine și nu e bine și mă deoache. Și știi ce se întâmplă? Că mă trezesc a doua zi dimineața cu dureri în capul pulii de el și nu e bine. Că pula mea n-a greșit niciodată nimănui. Pula mea e sătulă să fie trasă de urechi. Salutare, frățiori și surioare, vă pupă fratele vostru Taleban. Băi, frățiori, vreau să vă rog și eu ceva frumos. Nu știu, sufletelul meu ăsta de om amărât, nesimțit, zdranță de om. Mă, donați-mă în pula mea ceva la ăla, că să mor în pușcărie. Bă, m-am săturat să mă doar în pulă de el, știi ce zic? Știi când se întâmplă că dacă vorbește cineva tot timpul de tine, te doare capul, știi, și chestii de genul ăsta. Ăsta vorbește de mine că a început să mă doară iar în pulă de el. Păi ce faci, bă, șefule, iar faci, bă, extrasul de cont la oameni, 10 oameni pe live, 100 de euro de donații și chestii de genul ăsta, mâncați-o și pula ta. Iar plângi pe live-uri că n-ai donații. Bă, stai, mă, așa că n-am înțeles. Unul la mână. Că ți-ai pula în gura ta de sclavu, puli. Știi, domnule, eu nu stau pe YouTube pentru bani. Și atunci de ce pula mea tragi la răspundere oamenii că unul și altul cu 10 persoane pe live au 100 de euro de donații? Și vezi că nu erau 100 de euro, nu mai spune minciuni, erau 100 de dolari. Că se vede urât dacă mai minți. Și are omul dreptate aici. Și ce pula mea dă-ți, mă, bani la oamenii care și-ar tricourile pe live-uri? Bă, să moră, se vede urât. Bă, ce pula mea de content e ăla, mă? Bă, bă, mâncava și pula voastră, săracul om, încearcă să vă aducă content, să vă facă lucruri frumoase, să vă vorbească de extraterestri, de bombe, de lucruri interesante care, pula mea, te interesează după o zi de job, după o zi foarte grea, îți dai seama, omul ăla încearcă să vă facă și pe voi să vă relaxați cu extraterestri, cu... Bă, frățiori, și voi vă duce să dați bani la unul care nu face altceva decât să facă caterincă, să glumească, vă puneți în pula mea să dați bani la unul care încearcă să vă facă să zâmbiți, bă, dați-vă în pula mea, că ar zice el, păi ce content face la, mă, cu 10 pe lei și ia 100 de dolari, specificăm, fraiere, nu mai spune euro, nu mai minți lumea, mâncați-o și pula, da, că mă bagi la pușcărie, dă-te în pula mea de aici și de fraier. Păi tu nu-ți dai seama că mă ia fiscul în pula mea, că tu zici că eu fac 100 de euro și eu am făcut decât 100 de dolari. Ți se pare normal? Mie nu mi se pare normal. Vezi că asta e dezinformare, se vede urât, știi ce zic? Are dreptate, om. Mă rog eu din tot sufletul meu, dați-mi și mie ceva. Că săracul a început nu face altceva decât să controleze Revolutul și PayPal-ul, dacă îi mai bagă cineva ceva. Se vede urât să mori. Vă rog din tot sufletul meu, nu mai donați bani la oamenii care și-ar tricourile pe live-uri. Nu mai donați bani la oamenii care vă fac să zâmbiți puțin. Nu mai donați bani la oamenii care, nu știu, nu au invitații. Nu mai donați bani la... E o pierdere de timp. Mai ales, bă, nu mai donați bani la oamenii ăia care ar tricouri pe YouTube sau își rup tricouri pe YouTube sau au foarte mult timp liber în care să râdă, să... Știți, că se vede urât. Donați, mă, la oamenii ăștia care, săracii de ei, nu stau pe YouTube pentru banii, ca și fac contente. Bă, voi vă dați seama că săracul om... Bă, vă știți cât e de greu să stai, să stai, să stai, să stai, să stai, să asculți pe cineva care vorbește despre un subiect despre care pe tine te doare direct în pulă?
gândiți-vă și voi. Și voi sunteți așa de hau-hau, bă, că nu băgați odată mâna în buzunar să omor în pușcărie. Ce vă, bă, nici măcar nu trebuie să băgați mâna în buzunar, apropo, că se vede și urât, adevărat, să mor eu. Are dreptate băiatul dacă vă zice, ce mă, am băgat eu mâna în buzunar? Nu, tati, el vă bagă de gâlincu. Aici nu puteți să-l acuzați că vă bagă mâna în buzunar. Că el nu, el pur și simplu pune link. Acum dacă pula mea tu greșești și apiși pe link, dar nu prea mai greșește lumea în pula mea. Asta e. Să-ți fie rușine ție la care ai donat 30 de euro să îmi iar tricoul. Celălalt băiat care mai ești și că FCSB-ist, să-ți fie rușine că ai băgat mâna în buzunar. Fata aia care umblă pe tot YouTube-ul, care cunoaște detectiv și așa mai departe, să-ți fie rușine că ai băgat și... Bă, voi încurajați non-talentul pe YouTube. Asta faceți voi. Voi, în loc să încurajați adevăratele talente, adevăratele contente, voi încurajați non-talentul, agresivitatea împotriva bureților de mare, unul la mână. Vedeți că e un lucru foarte urât, de aici pleacă multe probleme. Cine încurajează arderea bureților de mare sunt aceleași persoane care încurajează războiul, care încurajează discriminarea. Și se vede urât. Să nu vă mai supărați dacă după aia lumea vă arată cu degetul. Urât. Urât, bă, frate, urât, urât, urât. Cu 10 pe live să faci 100 de dolari. Bă, dolari, bă, că ți-ai pula în gura ta, că acolo m-am enervat. Eu acolo m-am enervat rău de tot. Vedeți, mă, dezinformare, mă. Asta se numește dezinformare. A, unul cu 10-20 pe live a făcut 100 de euro. Nu, mă, tati. Păi tu dacă ești băiat și ălea, spui la oameni adevărul. Janez tu. Mă înțelegi? Urât să mor eu. Urât. Apropo, vezi că e o mașină care se conduce singură. Asta am urât, pula mea, și trăiesc din YouTube. Da. Mulțumesc tuturor care mă susțin pe YouTube. Datorită vouă și doar datorită vouă, Talebanul își mai plătește o mașină, mai o factură, mai cumpără, cum s-ar zice, mâncare la pinguini. Urât. Urât. Din acest motiv, și nu doar, o să mă las de YouTube datorită faptului și simplului fapt că ar putea să existe un fapt că renunțând noi, ăștia care nu avem talent și nu avem content, o să dăm mai mult spațiu oamenilor cu content sau oamenii maltratați de content. Pa, voi acum ați înțeles de ce unele persoane nu mai dau cameră pe live? Ca să nu se vadă pe live că își mănâncă unghiile de năcaz. Voi ați înțeles acum? Asta e. Bă, unii au un fel de content, ceva de genul, când te duci la un job care nu îți place, te duci că îți produce, dar nu te simți bine, nu? Așa sunt unii. Au un content pe care chiar ei suferă când îl ascultă, mor că n-ar vrea să-l audă, le-ar place să facă altceva, dar nu pot și acceptă ceea ce au. Ăsta e contentul unor persoane. Și au început să-mi provoace puțin așa
Rog! Rog, vă rog eu frumos! Toți oamenii care mă iubesc, mă susțin și mă apreciază! Info! Puternic! Rog toți oamenii care mă iubesc și mă apreciază, din amărăciunea voastră, din sărăcia voastră și din bunătatea pe care o aveți în inimă, din când în când să-i mai donați câte 2 euro lui Spongy Bobby, că nu mai pot. Ăla vorbește de mine, mă de oache și dimineața mă trezesc cu dureri de pulă de el. Și nu mi se pare ceva corect. Pula mea n-a greșit la nimeni. Vă pupă fratele vostru Talebanu, aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătatea voastră mentală și de corpurile voastre, ca să nu vă treziți un mâine pe mâine cu corpuri dereglate, cum are ăla pe care l-am ars. Vă pup! Ciao!